Deci a fost astăzi examinat recursul părții apărării în privința încheierii judecătorii Buicani, prin care a fost dispusă prelungirea măsurii preventive în termen de 30 de zile în privința inculpatului Vladimir Filat. De recent, Curtea de Apel s-a pronunțat și a dispus respingerea acestui recurs ca fiind neîntemeiat și respectiv urmează să continuăm examinarea în fond a acestui